tuturor evacuarea. Cerem relocarea dezbaterii tuturor celor evacuați, inclusiv mutarea acestora în locuințe de necesitate. 3. Mai multe locuințe publice și sociale. Cerem creșterea stocului de locuințe publice și locuințe sociale prin orice mijloace aflate la dispoziția autorităților publice locale. Construcția de locuințe, reconversia în locuințe publice a clădirilor goale, remunicipalizarea clădirilor goale, proprietate privată, lăsate să se degradeze pentru specula imobiliară. 4. Acces ușor la locuințe sociale. Cerem criterii juste, proceduri simplificate și personal educat antirasist și anticlasist. 5. Acces public la lista cu locuințe din fondul locativ al autorităților locale, municipale și de sector. 6. Controlul chirilor. Piața capitalistă înseamnă o creștere fără limite a costurilor chirilor, în timp ce actuala criză face imposibilă achiziția de proprietate de către cei mai precari. Fără limitele cerute de cei mai precari și impuse de stat, mari proprietari se vor îmbogăți de pe urma greutăților noastre. 7. Finalizarea blocului de locuințe sociale din prelungirea Ghencea și construirea celorlalte 7 blocuri anunțate. De aceste locuințe depind sutele de solicitanți de locuințe sociale aflați pe listă de prioritate a Primăriei Generale București. O să vorbesc în curând o reprezentantă din prelungirea Ghencea să vă spună mai multe despre probleme. Și 8. Mobilizare instituțională. Primăriile să acceseze fondurile pe care Ministerul Dezvoltării le poate aloca pentru construirea locuințelor sociale și de necesitate. Am repartiție în plângerea Ghencea, blocul social din plângerea Ghencea, numărul 300 de urmă. Tonița, mâna s-au închis lucrările de 4-5 ori. Domnul Nicușor, primar, și cu viceprimarul, crede că nu e o urgență pentru noi. Am făcut una așa cu chiriile, ca să nu ne permitem, adică nu ne permitem. Avem salarii foarte mici. Am fost în audiență la domnul viceprimar și ne-a zis că face tot posibil să ne ajute. Nu ne-a ajutat cu nimic. Domnul Nicușor a închis lucrările. Tot așteptăm că trebuia să ne mutăm de acum 2 ani. Nu ne-am mutat nici în ziua de azi, lucrurile stagnează. Suntem multe familii cu dezabilități. Sunt aici câteva persoane încăruți, cu probleme mult mai grave. Tot așa așteaptă ca să ne mutăm. Niciun rezultat. Toți s-au închis ușile și nu s-a amânat, nu se vede ceva lucier pentru noi. Nu cerem nimic de cumpără, că muncim, avem muncim pe salarii foarte mici. Nu suntem niște oameni care cerem pomană. Nu se zice mai de multe ori la primărie că cerem pomană. Nu cerem pomană la nimeni. Plătim niște impozite de casă. Nu văd de ce ne tot ne spinge. Suntem 114 familii care așteptăm cu nerăbdare și tot am făcut audiențe peste audiențe. Nu s-a produs nimic, doar vorbe. Eu sunt autist
acum are 16 ani. Atunci avea 4 ani sau 5 ani când am făcut o dosare. Mi-a venit o comisie de la primăria acasă și mi-a spus că eu nu știu ce trebuie să fie, că un copil nu vreau să fie acolo, trebuie să fie acolo, trebuie să fie acolo. Ok, și ce e de făcut în situația asta? Nu se gândește față. Dar chiar am încercat să-mi iau copil. Și... Da, da. Hai să vă povestesc.